Așa, la microfonul ăla funcționează permanent. Pentru toată lumea care vine pe scenă. Dacă se așa, dacă se și aude, atunci este perfect. Salut, bună seara! Bine ați venit la gala premiilor municipiului Bistrița. Sunt onorat ca primar al municipiului Bistrița să fiu alături de cei care, prin ceea ce au realizat la nivel național și internațional, au făcut ca numele municipiului nostru să fie cunoscut în țară și în străinătate. Poate că Leo și ceilalți de la Casa Locu nu știu, dar eu știu exact că este ediția jubileară numărul 10. În urmă cu 10 ani, împreună cu doi consilieri locali din acea vreme, am inițiat proiectul de hotărâre prin care s-au înființat premiile municipiului Bistrița. Felicitări! Mulțumim foarte mult! Aplauze pentru ei! Hai să vedem ce premiu au luat, Leonard! Uite, Doru a primit premiul 3 la Olimpiada Națională de Arte și Grafică. A fost îndrumat de Coman Marian. M-am întâlnit cu foarte mulți olimpici, evident, și spunându-le noilor prieteni că mă duc acasă și o să fiu premiată, mi-au spus ce tare e primăria voastră. Așa că trebuie să mulțumesc, pentru că primării au avut această inițiativă și mulțumim foarte mult! Mulțumesc!